Hei, dragilor, și ce mai faceți? Cred că, de fapt nu cred, aproape că am uitat să mai filmez pe YouTube și nu mai știu cu ce se mănâncă treaba asta. Am fost așa la limită, limită, super, super aproape să nu mai filmez anul ăsta vlogmas. Pentru că, deși mi-am luat toate cele necesare, am achiziționat calendar advent, avem un calendar absolut superb cu dulciuri pe care vreau să vi-l arăt, pentru că mi se pare că e cel mai frumos calendar advent pe care l-am văzut până acum pe partea asta de dulciuri. Au fost niște evenimente și niște schimbări pe care unele dintre ele mi le doream, altele dintre ele nu mi le doream și atunci, cumva una peste alta, m-am gândit că poate totuși anul ăsta ar fi o idee bună să fac o pauză. Dar recunosc că m-am uitat pe YouTube și am văzut că au început fetele. Ziua în care voi vedeți clipul ăsta este deja 2 decembrie, dar eu filmez o zi înainte, cum știți deja. Așa că o să apară practic primul vlogmas mai târziu, cu o zi decât ar trebui în mod normal. Adică n-am început să filmez de pe 30. Ca să vă fac un scurt rezumat de când noi nu ne-am mai văzut, s-au schimbat multe chestii în sensul în care mi-am dat seama odată cu începerea lunii octombrie că, și odată cu începerea facultății că, după cum v-am spus, cred, în ultimul clip sau cred că v-am spus, îmi schimbasem jobul. Nu mai lucram pe partea aia de suport tehnic pentru plăci grafice cum am lucrat în perioada respectivă, ci m-am schimbat pe alt domeniu, cumva similar, tot customer service, dar customer service un pic diferit. Era, practic, mai mult lucru în back office, cum se zice așa, adică mai puțin cu clienții și mai mult înăuntru. Era o muncă mai diferită. Într-o companie care, sincer, mi-a plăcut foarte tare din punct de vedere al oamenilor, doar că intervenim niște schimbări. Unele dintre ele o să vi le menționez, cred că, la anul. Cam atunci o să pot să vorbesc pe eu despre ele. Dar intervenim niște schimbări, cum ar fi, din ce vă pot spune, facultatea și faptul că mi-am dat seama că nu mai pot să duc în felul ăsta nici poze, nici contracte, nici nimic din ceea ce ține de ce-mi place mie să fac și, de fapt, motivul pentru care m-am angrenat în această facultate și anume ca să pot să învăț lucruri mai multe și să pot să fiu mai bună pe zona pe care eu o fac deja de niște ani. Anul ăsta, apropo, împlinind 10 ani de fotografie, acum 10 ani, de fapt 10 ani deja și 2 luni, acum 10 ani în octombrie am început să cochetez, am pus prima oară mâna și am făcut primele poze ever care trebuiau să fie legate de orice nu știu, ține de foto sau de zona asta. Și cumva mi-am dat seama că dacă e ceva ce vreau să fac, asta este și nu se justifică cei 2 ani pe care i-am făcut în cadrul facultății astea dacă acum nu mai pot să o duc. Și cam despre asta a fost vorba. Ca să vă fac și un mic update, clipul de astăzi o să fie așa un fel de mic update, o să vă povestesc ce am mai luat, câteva dintre lucrurile pe care le-am mai luat. Și evident o să le scriem și adventuri, pentru că e tradiție deja, apropo de zona asta de vlogmas și de Crăciun.
Drept urmare, a trebuit să iau o decizie destul de bruscă, abruptă și serioasă, dacă renunț la facultate sau în fine, mi-îngheț anul, sau dacă renunț la job și o să încerc să mă concentrez exclusiv pe foto. Chestie care nu e neapărat ușoară în perioada în care ne aflăm, în condițiile economice în care ne aflăm, în situația de acum, în absolut toate circumstanțele posibile și imposibile, în contextul post-pandemic, dacă pot să spun așa, pentru că încă nu se întâmplă lucrurile așa cum se întâmplau înainte și poate că niciodată nu vor mai fi la fel, nu știu, dar a trebuit să iau o decizie și decizia a fost în felul următor, e cazul să renunț la job. Așadar, în momentul ăsta, nu știu pe cât interesează chestia asta, dar ca un mic update, a fost o perioadă în care, de 2-3 luni sau cam pe acolo, în care n-am mai postat, timp în care a trebuit să mă decid ce fac mai departe, să iau niște hotărâri, să încerc să schimb niște lucruri. Au existat și niște probleme de sănătate, în ideea în care, din păcate, nu prea am dat, apropo de facultate, că am scăpat de o treabă, dar am dat de alta. Nu vreau să dau pe la școală pentru că au fost niște probleme destul de urâte cu legate de o infecție dentară pe care am avut-o eu mai de mult. Infecție care aparent nu s-a terminat la momentul respectiv și care s-a agravat acum în partea de sinus, sub forma unei sinuzite foarte, foarte urâte pe care eu am pus-o pe seama unei răceli. Răceală care de fapt n-a făcut altceva decât să amplifice ce era deja acolo, așa că totul s-a dus într-o zonă din asta foarte dark, dacă pot să zic așa, și dramatică, cu potențial de intervenții chirurgicale în anumite cazuri, în fine, a fost destul de complicată toată chestia și abia aștept să se termine complet, că încă nu e 100% gata, dar abia aștept să se termine complet ca să pot și eu să-mi reiau activitățile full așa cum trebuie. În alt ordine de idei, trecând peste asta, abia aștept să mă întorc efectiv în facultate, pentru că v-am mai zis de-a lungul timpului că mi-au plăcut atât de mult profesorii, sunt profesori care mi-au fost foarte dragi, am profesori foarte buni. Mi-a plăcut și colectivul meu și chiar n-aș vrea să stau să refac anul un alt an cu alți elevi, colegi și așa mai departe, pentru că e bine aici cum e, așa că o să încerc să fac tot posibilul să recuperez tot ce am pierdut până acum. În mare parte din cauza sănătății și restul din cauza faptului că încă eram cu jobul și nu știam ce să fac. Sper să-mi iasă. Iar în ceea ce privește pozele, pot să spun că într-adevăr am început din nou activitatea, sunt practic primul eveniment a fost cel pe care l-ați văzut și în vlog, cred că a fost chiar ultimul vlog postat în care am fost la Paradis, la acea firmă de bijuterii care se află în Park Lake și au mai urmat și alte contracte, au mai fost, unele dintre cele mai grele au fost chiar acum o săptămână și acum două săptămâni pentru că eram în continuare bolnavă și m-am dus cu febră la shooting și m-am dus cu dureri de cap, dar a trebuit să le fac pentru că, na, atunci când ești freelancer nu mai merge să te gândești, lasă că am job și acopăr din job, plus că, na, e ceva ce îmi place și vreau și trebuie, așa că am tras cât s-a putut de mine ca să pot să rezolv toate astea și nu-mi pare rău pentru că imaginile mie mi se par că au ieșit foarte ok. Nu știu acum dacă o să am voie sau când o să am voie, că de avut o să am sigur, să vă spun despre ce e vorba, dar shooting-ul de acum aproape două săptămâni a fost o ședință foto foarte frumoasă cu o tematică așa mai specială pentru sărbători, dar o să vedeți. Și apoi am mai făcut niște imagini pe care nu o să vi le arăt pentru că încă nu sunt gata, care țin de un salon de masaj, o doamnă care are un salon de masaj de relaxare, de tratamente anticelulitice și așa mai departe. Este o afacere de familie, m-a contactat, mi-a zis că are nevoie de niște imagini tot așa pentru a avea mai multă vizibilitate și pentru a le printa și a le pune pe geamurile respectivului salon, așa că am fost prezentă și acolo și am făcut și shooting-ul ăsta, shooting care este cumva în lucru încă, pentru că trebuie să-l editez și să-l trimit, final. Iar astăzi, pentru că mă vedeți machiată, sincer, mi-am pus așa un pic de fond de ten pe față, pentru că simt nevoia să mă mai updatez un pic, să mă mai simt un pic mai vie decât să stau numai să bolesc. Am fost pentru să pregătesc un alt shooting care va avea loc săptămâna viitoare. Dar nu știu dacă pot să vă filmez acolo, vedem, vorbim, aflăm despre ce e vorba. Și cam asta s-a întâmplat până acum, de asta am și lipsit de pe YouTube. Vă spun sincer că n-am mai avut nici vlagă și nici energie și cumva, dacă urmăriți fetele care fac de mult timp YouTube, știți că este muncă multă în spate. A avea un vlog în fiecare zi, de luni până duminică și de duminică până luni,
Este nu ceva simplu, ci un job aproape full-time, dacă pot să-i spun așa. Înseamnă editare, înseamnă totuși, chiar dacă nu stai să te gândești la ceva anume special și nu o să fac clipuri fabricate sau prefabricate, ce o să-mi vină în ziua aia, o să filmez, practic ce o să fac, pentru că eu nu cred în cinemateca YouTube, ci cred în partea asta, că până la urmă de aici a plecat vlogul, de la ce face fiecare în viața lui. Iar cei care doresc să mă urmărească o să vadă fix chestia asta, ce mi se năzare într-o zi sau ce am de făcut într-o zi, cam aia o să fac. Și cam asta s-a întâmplat, asta a fost. Mi-a fost dor de voi. Am tot primit mesaje, când colo, în funcție de diverse subiecte pe care le-am mai abordat, mi-au venit comentarii la clipuri mai vechi și m-am bucurat să primesc întrebări de la voi. Știți că eu tot timpul am încurajat comentariile, pentru că mi se pare că cea mai faină parte din tot YouTube-ul este partea de discuții cu cei care te urmăresc, nu doar să vezi niște view-uri acolo, că nu știi cine sunt oamenii aia. Și, da, asta s-a întâmplat so far. M-a filmat în începutul clipului un ursuleț pe care l-am luat de la Bath & Body Works și nu știu ce ați făcut voi de Black Friday. Eu am fost relativ cu mințică, dar n-am putut. Deci mi-a furat sufletul, inima și ce mai vreți voi ursulețul ăsta. Mi se pare că este atât de frumos și face parte din colecția de anul trecut de la Bath & Body Works, pentru că l-am căutat pe site-ul din America. Și am observat că multe din produsele pe care noi le găsim acum în magazine, mă refer la decorațiuni, la tot felul de suporturi, chiar și suporturile acelea pentru săpunurile sau dezinfectanții de mâini, nu sunt toate de anul ăsta din colecția actuală. Probabil că, na, e mai complicat, având în vedere că au intrat recent pe piața noastră. Dar, chiar și așa, mie îmi plac foarte tare și chiar nu mă interesează că scrie 2021 sau 2027. Mi-a plăcut enorm ursulețul ăsta și mi se pare că este atât de wintery, de Crăciun, de, nu știu, este extraordinar. Și abia aștept să încep să adun energia și să încerc să vă arăt și vouă așa cum decorez casa ușor, ușor, puțin câte puțin. Un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt, iarăși o să vorbim mult despre treaba asta, pentru că în perioada asta am avut nevoie cumva de liniște, dacă pot să spun așa, și de încărcătură energetică bună. Și am descoperit, cu ajutorul unor oameni faini, am descoperit diverse subiecte, idei, cărți și le-am citit, le-am văzut, filme și așa mai departe. Și o să vreau să vorbim despre toată zona asta, pentru că au fost cărți pe care le aveam deja în bibliotecă, cărți pe care le-am cumpărat și care trebuie să-mi vină săptămâna viitoare, așa că vom discuta și despre zona asta. Și vreau să fie așa un vlog mai cozy, nu despre alergătură, nu despre disperarea cadourilor, nu despre ce facem, unde mergem, ce trăim, ce facem, pur și simplu ca un fel de mini-vacanță. Eu așa vreau să-l văd pe asta și sper eu să-mi ias. Acum, dacă tot v-am povestit atâta, eu zic că dacă tot ne-am obișnuit de anii trecuți să deschidem adventurile, o să vă fac o surpriză, pentru că anul ăsta avem advent și pentru Paul. Este un advent cu prosebalea, l-am găsit la DM, pentru bărbați, așa că el a fost încântat atunci când l-am luat, l-avem ceva timp în casă. Iar eu l-am luat pe cel de la Catrice, pentru că, sincer, m-am tot uitat, am vrut să iau Sephora, am vrut să iau Douglas, dar nu mi s-a părut că raportul calitate-preț e ceea ce trebuie, iar eu produsele de la Catrice trebuie să recunosc când am încercat și mi s-a părut destul de interesant. Mă duc să le iau și să le desfacem împreună. The time of the year again. Ce avem aici? Produse cosmetice. Păi să-ți iau și ție calendar advent ca să nu mai desfaci doar dulciuri. Da. Trebuie să încep cu unul, da? Ia să vedem. Încerc să trag fără să rup cartonul. E cam greu, cred. Ce e? O cremuță, dar n-am cum să o scot. Ia să încerc. Sau? Ba da. Nu știu ce e. Ia să vedem. Merry Christmas. Da, e balsam de buze. Bam. Ah, ok. Nu știu că ție tot îți plac astea. Să vedem asta cum se desface. Ok. Da, sunt toate așa. Ah, deci este un fel de do it yourself, cred. Da, uite, ai cifrele și ai pungi. Ah, ce tare. Păi atunci știi ce o să fac? O să te pun pe tine să nu le văd. Da. Te pun pe tine să le amesteci și le desfac după aia. Îmi face adventul? Da. N-ar trebui să te uiți. Păi nu mă uit. Bine. Filmează cu ochii închiși. Și după aia când editez, cum fac? Oricum nu văd. Nu văd datele.
Încă nu văd datele, deci ok. Ia să vedem. Deci am deschis, de deschis unul. Asta cred că o să tai capacul ăsta și o să las doar alea. Da, ca corect. Să stea. Să vedem. Hai să vedem care-i treaba. Numărul 1. Deci e aici. Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder. Uite așa, deci o pudră iluminatoare de la ei. Hai să vedem cum e treaba. E, nu e? E ceva așa? E un pic, voi nu vedeți nimic de acolo, dar întorc imediat camera. Nu prea e așa shiny, vedeți voi că e un picuț. Cred că e mai mult, poate fi folosită, zic eu, mai mult pe post de pudră, dacă vrei să-ți setezi machiajul cu ea. Dar nu ceva foarte, foarte glowy. Sau dacă nu-ți place iluminatorul ăla super lucios, asta poate fi ok, da? Nu mi se pare neapărat așa foarte, foarte shiny. O să vă arăt și unde le-am pus în cameră, pentru că o să stea aici cu noi. O să mă apuc să fac un pic de ordine pe aici, pentru că e haos în cameră. S-a lăsat cu tot felul de ambalaje și alte chestii și trebuie să curățăm un picuț. Așa că ne vom auzi un pic mai încolo. Stă? Stă. V-am pus, deși am trepied la camera asta mică, v-am pus pe plapumă. Am făcut plapumă sul și v-am pus pe plapumă ca să pot să povestesc, pentru că dacă o pun pe pat, nu e suficient de înaltă și evident nu vedeți nimic. Ziceam că aș vrea să vorbesc puțin despre zona asta de cărți. Pentru că în ultima perioadă am căutat, pur și simplu am simțit nevoia să citesc și eu nu citesc niciodată impus sau pentru că așa trebuie sau pentru că e la modă sau pentru că a apărut nu știu ce trend. La mine chestia asta a fost din totdeauna. N-am fost un copil din ăsta disperat după cărți și până la urmă nu e un lucru bun, dar nici nu mi-e rușine să o recunosc, pentru că sunt de principiu că e mai ok să citești ceea ce îți face plăcere și ceea ce simți că te ajută. Evident, am citit cărțile din școală și tot ce mi s-a dat la liceu și așa mai departe, dar mă refer genul ăla de copil care să citească absolut tot pentru că așa trebuie sau așa îi se spune. Însă, mai târziu, după timp, mi-am dat seama că anumite chestii mă atrag mai tare, am o aplecare spre mai multe lucruri și nu o să vă vorbesc despre fotografie. De fapt, am o singură carte care e legată de fotografie, că nu vreau să merg numai pe zona asta. E o carte pe care a găsit-o Paul în... cred că în Cărturești, dacă nu mă înșel. Și mai am o carte, dar uite că nu am aici. O să mă duc să o aduc și pe aia. Că mi-am adus aminte că au fost două. Cred că din Cărturești a fost asta luată. Nu mai știu exact. Oricum, ba nu, nu a fost din Cărturești. Cred că a fost de la librăria Humanitas, de lângă Cismigiu, din București. Și vorba despre cartea asta, care se cheamă Alfred Stieglitz, Camera Work, The Complete Photographs. Este o carte de fotografii, după cum îi spune și numele, a fotografului Alfred, sau a muncii fotografului Alfred Stieglitz. Este, trecând peste faptul că avem tot felul de fotografii, deci sunt pozele, fotografiile făcute de el, există și parte de text. Și stați că eu aici nu vă găsesc textul, dar credeți-mă pe cuvânt că există parte de text la început. Uite, se vorbește despre el, este biografia aici, sunt informații legate de operele pe care le-a făcut, deci aveți și parte în care puteți să aflați informații, nu doar poze și atât. Chestia asta mi s-a părut foarte interesantă pentru că fiecare imagine este datată, este trecut tipul de fotografie, spre exemplu Alice Boughton, The Seasons, din 1909. Este fotografia și uite, aici dedesubt este trecută toată informația, pe partea stângă iarăși sunt informații legate de fotografia respectivă. Și având în vedere că l-am studiat în facultate, în anul întâi, și având în vedere că, chiar dacă nu l-aș fi studiat, mi se pare esențial să cunoaștem, mă refer cei care suntem pasionați de zona asta de fotografie, cei care au început, care au pus bazele cumva, m-am bucurat când am găsit cartea și este o carte care este destul de grosuță. Adică, să zic că are, uite, 539, deci aproape 600 de pagini, 560 pe acolo. Iar prețul a fost 125 de lei la cartea asta și pentru faptul că este o carte extraordinar de calitativă, atât din punct de vedere al informației, pentru că este plină de informație, și din punct de vedere al calității hârtiei, până la urmă, mi s-a părut un preț decent, având în vedere că mai găsim prețuri din alea sărite în pom și prin alte părți. Deci asta a fost o carte de care pot să spun că m-am bucurat, în sensul în care m-am tot uitat, am văzut, m-a interesat foarte tare să văd tot felul de lucruri,
să citesc tot felul de lucruri despre el și să mai trec o dată prin imagini pe care nu le știam, pentru că evident nu-i cunosc toată opera. Mai apoi, mergând pe zona, o să vă aduc și la final și cartea cealaltă cu sau despre Gregory Crutzen. Dacă mă urmăriți pentru foto, știți că v-am vorbit la un moment dat despre el, de mai multe ori cred, și v-am spus că Gregory Crutzen este unul dintre fotografii mei favoriți și este și contemporan nou, este viu, trăiește, spre deosebire de Stiglitz, evident. Chiar a avut în Italia de curând, acum vreo lună cred, a avut o expoziție și o lansare de carte și n-am putut să ajung și mi-a fost ciudă pentru că mi-aș fi dorit să-l cunosc personal și să văd pe viu cum lucrează, să văd tablourile pe viu. Mi s-ar fi părut extraordinar, mai ales că, repet, nu găsești persoane sau personalități sau artiști atât de faini decât rar de tot și în general e fain să te prinzi în viață și te poți considera norocos când se întâmplă chestia asta. Trecând mai departe la alte cărți, am două cărți care țin de partea asta de, nu știu dacă spiritualitate este cuvântul, tot ce ține de energia noastră, de partea un pic mai departată de treaba asta cu trupul și fizicul și terestrul. Sunt două cărți și de puterea minții sau dacă sunteți pe zona asta cu, dacă ați văzut The Secret, tot ceea ce ține de legea atracției, ce putem atrage sau nu. Nu am căzut în zona aia în care să fiu fanatică, să nebunesc cu treaba asta, pentru că văd că este un trend, un val. Însă sunt niște informații care apar pe aici, pe acolo, niște informații care mi se pare extraordinar de important de știut. Și cumva poate că ar fi interesant să vedem și ce se mai întâmplă pe lângă noi, nu doar ce vedem. Asta este de la Paolo Coelho, seria de autor, manuscrisul găsit la Acra. Este o carte care e scrisă după fapte reale, pentru că manuscrisele astea au existat realmente. Din punctul meu de vedere, asta e o carte extraordinar de ușor de citit. Deci e și scrisă mare, adică nu, vedeți că nu e foarte mult text pe pagină, are undeva la 180 de pagini, da, 187 de pagini. Nu este o carte, după cum am spus, mare, nu este greoaie, însă cartea asta mi-a picat în mână, deși o aveam în casă de mult. O aveam, cred că din vară, o plănuisem să o iau cu mine când am plecat în Anglia pe avion, dar dintr-un motiv oarecare am uitat și n-am luat-o. Iar acum, în perioada în care a trebuit să iau decizia asta de care vă spuneam, cu demisia și cu încercarea de muncă și de revenire la ceea ce fac eu de fapt și ceea ce îmi doresc eu să fac, cumva a venit ca o mânușă. Simțeam nevoia să citesc ceva, v-am spus că am avut parte și de niște discuții, dacă pot să spun așa, cu anumite persoane care m-au ajutat în sensul ăsta și care mi-au dat niște sfaturi și m-au pus pe gânduri într-un fel sau altul și am simțit nevoia să aprofundez informația asta și să citesc mai mult. Așa că o găsisem prin casă, nici nu știam despre ce e vorba, sincer. Zic, hai mă să o citesc, că tot am luat-o. Nici nu era mare, zic, hai că vedem despre ce e vorba. Dacă ați simțit vreodată, sau vă întreb dacă ați simțit vreodată, senzația aia în care e ca și cum v-a picat în mână un lucru ca și cum cartea asta ar fi fost despre voi, ca și cum în momentul în care aveți nevoie de ceva, vă treziți cu informația sau cu răspunsurile în mână. Și o să vă citesc câteva pasaje, pentru că mi se pare extraordinar, ca să vă zic pe scurt despre ce e vorba în cartea asta. Este vorba despre manuscrisul de la Acra, evident. Sunt manuscrise care trebuiau să facă parte la un moment dat din Biblie, se presupune că ar fi trebuit să facă parte din Biblie. Au fost găsite pe bucăți. Ăsta a ajuns la un moment dat în Cairo și de acolo, practic, s-a citit, să zic așa, s-a dat citire din el. Ceea ce a scris un înțelept, sau ceea ce a spus un înțelept, de fapt, și era trecut în acest manuscris, pe baza unor întrebări pe care le-a primit și el de la oameni. Știind că este un înțelept, oamenii au venit cu diverse întrebări. O sesiune de Q&A, cum am zice noi acum. Și sunt bucăți ca și cum ar veni, practic, întrebări. Și uite, asta e, dacă pot să-i spun, un capitol. Atunci vecinul meu, Iacob, s-a rugat. Vorbește-ne despre înfrângere. Poate o frunză, când cade din copac iarna, să se simtă înfrântă de frig? Copacul îi spune frunzei: acesta e ciclul vieții. Chiar dacă tu crezi că vei muri, de fapt încă mai trăiești în mine. Mulțumită ție sunt viu pentru că am putut respira. Tot mulțumită ție m-am simțit iubit pentru că i-am putut da umbră călătorului ostenit. Seva ta este în seva mea, suntem una. Mai sunt câteva exemple de genul ăsta.
și continuă. Pierderea unei bătălii sau pierderea tot ceea ce credem că avem ne aduce clipe de tristețe, dar când ele trec, descoperim forța necunoscută care zace în fiecare dintre noi, o forță care ne surprinde și ne face mândri de noi înșine. Privim în jur și ne spunem, am supraviețuit și ne bucurăm de cuvintele noastre. Numai cei care nu cunosc această forță spun am pierdut și se întristează. Alții, chiar suferind din cauza pierderii și umiliți de poveștile pe care le răspândesc învingătorii despre ei, își îngăduie să verse câteva lacrimi, dar niciodată nu se îndoieșează de soarta lor. Știu doar că lupta a fost întreruptă și că deocamdată sunt în dezavantaj. Își ascultă bătăile inimii. Văd că sunt încordați, că le este teamă, se gândesc la viața lor și descoperă că în pofida spaimei pe care o simt, credința continuă să le înflăcăreze sufletul și îi împinge înainte. Folosesc clipele când sunt căzuți la pământ să se odihnească și să-și vindece rănile, să descopere noi strategii și să se înzestreze mai bine. Și vine ziua când o nouă luptă le bate la ușă. Teama nu a pierit, dar trebuie să lupte, sau vor rămâne pentru totdeauna căzuți la pământ. Se ridică și își înfruntă dușmanul, amintindu-și de suferința pe care au trăit-o și pe care nu vor să o mai cunoască niciodată. Și la un moment dat spune ceva de genul, dacă victoria nu va veni de data aceasta, va veni data viitoare. Și dacă nu va fi data viitoare, va fi mai târziu. Cel mai rău nu este să cazi, ci să rămâi căzut la pământ. Nu este înfrânt, de fapt, decât cel care renunță. Toți ceilalți sunt victorioși. Să aibă răbdare ca să aștepte momentul prielnic, înțelepciune ca să nu lase să le scape prilejul următor și să fie mândri de cicatricile lor. Cicatricile sunt medalii gravate cu fier și foc în carne și îi vor speria pe dușmani, dovedindu-le că omul din viața lor și din fața lor este călit în luptă. Adeseori, asta îi va împinge să caute o cale de împăcare și astfel nu se va ajunge la înfruntări. În fine, nu o să vă citesc toată cartea. E vorba că sunt tot felul de întrebări care sunt legate de ideea de a renunța la ceva, de ideea de a te ridica atunci când nu mai ai energie, de ideea de a crede și a lupta pentru lucrurile în care crezi, de a avea curaj și de a face lucrurile astea și cumva mi s-a părut extraordinar. Dacă toată informația asta chiar a fost la un moment dat trecută, scrisă și menționată chiar și, mă rog, posibil, să zicem așa, să fi trebuit să fie trecută în Biblie, mi se pare incredibil că tot ceea ce discutăm noi, sub formă de SF, sub formă de filme, sub formă de informații din astea pe care le găsim pe peste tot, de fapt sunt chestii care există, sunt informații care nu au ajuns la noi de-a lungul generațiilor întregi dintr-un motiv sau altul. Iar cartea asta cumva, că e ficțiune, că nu e ficțiune, habar n-am, dar cumva mi-a dat așa o energie în momentul ăla și m-a făcut să zic, băi, poate e un semn. Poate e un semn că trebuie să cred în lucrurile pe care le vreau, în chestiile pe care știu să le fac, în lucrurile care îmi sunt mie dragi și să mă duc mai departe. Și dacă nu ieși, asta e, om nou de la cap. Așa că vă recomand din suflet, dacă aveți nevoie de ceva, nu e neapărat motivațională, cât mi se pare că e ca un fel de terapie, ca un fel de spovedanie. E mult spus că de fapt nu e o spovedanie, e un fel de prelegere, predică, nu știu cum să-i spun, dar mi se pare faină, faină tare. Și știu că există preconcepția asta cu Coelho, în fine, că e o modă, la fel cum este și cu Osho, sau a fost cu Osho, că toată lumea își punea citate din Coelho și din Osho și eram toți deștepți, dar trecând peste valul ăsta de trend, chiar mi se par cărțile lui niște cărți care sunt psihologice, care sapă și caută în interior destul de bine. Și mergând tot pe zona asta, asta e ceva mai grea. E o carte care cred eu că necesită, dacă cea lui Coelho s-a putut citi foarte, foarte repede, asta ai nevoie să ai creierul odihnit și liniștit și trebuie să rumegi efectiv fiecare cuvințel de aici. Se cheamă Inteligența Materiei, este scrisă de Dumitru Constantin Dulcan. Nu știu câți dintre voi știți despre treaba asta. Este un medic neurochirurg, dar care este și interesat de tot ceea ce ține de energie, de materie, de vindecare cu ajutorul minții și așa mai departe. Și când spun asta, nu mă refer la baza corin de genul nu luați deloc pastile, gândiți-vă la, nu știu, frumusețea universului și vă vindecați, și la cât de important este cumva să păstrăm un tonus bun și să fim până la urmă într-o stare bună. Așa, all in all. E foarte, foarte interesantă cartea. Este o carte care vorbește atât din poziția omului de știință, cât și din poziția persoanei interesate de zona asta. Se vorbește despre câmpul energetic, despre câmpul magnetic, despre ce unde există fizic, deci despre fizică cuantică totodată. Și sunt niște pasaje foarte interesante și dacă vreți să vedeți mai multe despre medicul ăsta, îl găsiți la o grămadă de podcasturi, deci Constantin Dulcan, Dumitru Constantin Dulcan, îl găsiți pe YouTube, și la Morar a fost și eu cred că și la Damian a fost și el acolo.
serie de autor. Cartea a fost scoasă undeva în 81, dacă nu mă înșel, chiar în vremea în care lucrurile astea nu erau neapărat primite bine. Și a fost reeditată, rescrisă, să spun așa, cu toate informațiile mai târziu după Revoluție. Și avem aici un scurt, vă citesc mic și repede. Suntem aici, în acest colț de univers, expresia ultima evoluției. Mâna unui arhitect inteligent și nevăzut ne-a desprins din lut și ne-a construit după un plan din care transpare unicitatea sursei, treaptă cu treaptă, până la nivelul creierului capabil să se gândească pe sine. Tot ceea ce s-a întâmplat, pentru noi s-a întâmplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite și triste care ne-au precedat și cauza celor ce ne vor urma. Noi suntem cei ce lăsăm în urmă splendorile spiritului și ruinele nimicniciei, pentru că omul este singura ființă de pe Terra, căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii prin extensia inteligenței sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trăi pur și simplu, nu poate avea doar o existență pasivă. Cu sau fără voia sa, el se implică în fizica universului, prin gânduri, prin acțiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele. Când adevărul acesta ne va pătrunde, abia atunci, în clipa astrală a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligenței ce s-a regăsit pe sine după o lungă rătăcire pe cărări de univers. All in all, oricât de pompos ar suna, v-am zis, din punctul meu de vedere, asta nu este despre a deveni niște guru și a zbura pe un norișor, nu este despre vindecare prin ignorarea medicinei și a informațiilor, nu cred în așa ceva, dar mi se pare că este un fel de ingredient care ne lipsește. Faptul că noi avem impresia și ne blocăm numai în ceea ce putem percepe, vedea, mă rog, e o carte care zic eu că merită și care deschide minți și te face așa să înțelegi niște chestii pe care poate că nu le-ai nici măcar lua în considerare, zic. Acum, trecând la chestii, că nu putem vorbi numai de chestii super spirituale și așa mai departe, și din punctul meu de vedere, astea se duc și acolo, dacă mă întrebați pe mine, cel puțin pentru mine. Am găsit o carte la Antique Ex Libris care se cheamă Jessie J, Nice to Meet You, My Story. Este vorba despre cântăreața Jessie J, o știți cu toții, bănuiesc, sau mare parte din voi. Și este o biografie a ei, este în limba engleză și mi-a plăcut extrem de tare cartea asta pentru că am văzut despre ea, tot așa pe YouTube, am văzut un miniserie, un interviu în care se discuta despre viața ei și a avut atât de multe probleme femeia asta, încât nu mi-a venit să cred că este atât de vie, veselă și colorată și transmite atât de multă bună voință și energie. Și am dorit foarte tare să aflu tot ce ține de povestea ei. Cartea are și fotografii, evident. Sunt 12 capitole. Sunt fotografii și cu ea de când era copil, de când era mică. Povestește cum s-a născut, care erau acasă, practic, toate obiceiurile, cum s-a înțeles cu familia. Uite așa. Mi-a plăcut că intră un pic mai adânc în povestea ei și în tot ceea ce înseamnă viața ei personală până la urmă. Uite, I realized my hobby could become my career after the role in Whistle. Vorbește și despre Brad Pitt și despre relația pe care a avut-o cu diversi artiști, despre problemele grave de sănătate pe care le-a avut și cum au împiedicat-o să facă niște lucruri. Mi se pare un coffee table book, dacă putem să-i spunem așa, deși eu nu o percep în felul ăsta, dar poate fi considerată un coffee table book pe care să-l citiți relaxat, pentru că nu e o carte grea, evident, este o biografie. Este o biografie chiar lejeră, fără prea multă implicare. La modul ăla foarte detaliat sau așa, e ca și cum ai sta la povești cu o prietenă și mi se pare că e super. Și cred eu că ar putea merge pe zona asta motivațională, în sensul în care te-ar putea trezi un pic și înțelege că indiferent cât de rău ești într-un moment, dacă încerci cumva să-ți urmezi calea până la urmă, să faci ceea ce-ți place, dacă ai susținere, dacă ai oamenii corespunzători în jurul tău, se poate. Și The last but not the least, ultima, dar evident cumva cea din tâi, zic eu, este cartea asta despre Lady Gaga, Style Bible, de David Foy. Nu știu dacă am apucat să vă arăt prin vreun vlog, habar n-am, că o am de ceva vreme. După cum îi spune și numele, Style Bible, este o carte în care sunt prezentate foarte multe informații despre traseul ei vestimentar, despre tot ceea ce înseamnă modă pentru Gaga. Totodată sunt informații din concerte, sunt poze din backstage, au fost niște imagini care nu au fost publicate absolut nicăieri pe internet despre ea. Există informații tot așa un pic biografice. Stați, întorc și camera. Și o întorc ca să înțelegeți un pic despre ce e vorba. Sunt practic imagini și fotografii
de hăt cu toate ținutele ei și de ce a folosit, uite, Optical Illusion, care a fost ideea cu tot felul de haine, de ținute, de machiaje, ce a vrut să exprime, de ce. Așa că asta e recomandarea mea de carte din ultima perioadă. Astea sunt cărțile cu care m-am delectat sau cu care m-am relaxat sau m-am liniștit într-o oarecare măsură. Am o comandă de carte care ar trebui să vină săptămâna viitoare, din ce am înțeles eu. Încă n-am nicio informație pe zona asta, pentru că vă ziceam eu mai devreme de trendurile astea, eu am evitat și în general evit. Dacă văd filme, seriale sau alte chestii care sunt într-o disperare maximă, nu mă uit, nu-mi place, nu merg cu turma, am treaba asta. Poate e greșit, poate nu. Dar de data asta, pentru că am discutat, v-am spus, am avut oameni în ultima perioadă pe lângă mine care, cu care am putut să port diferite discuții interesante, mi-au deschis ochii vis-a-vis de treaba asta cu niște cărți. Tot așa legate de noi, de mintea noastră, de ceea ce putem face, de ce înseamnă de fapt anumite lucruri pe care poate noi le ignorăm și coincidențele alea pe care noi le vedem și de fapt nu sunt coincidențe. Am luat niște cărți de la Osho. Era vorba despre Aici și Acum, inițial, după care am descoperit eu că era o ofertă și chiar căutați și voi, pentru că la momentul la care postez vlogul ăsta ar trebui să mai existe, am pus acum două zile comanda. Era o ofertă prin care dacă îți cumpărai 4 cărți, a 5 era gratuită, nu neapărat Osho. Deci sunt mai multe cărți care sunt trecute, poate să fie beletristică, poate să fie povești, poate să fie ce vreți voi, doar să vedeți iconița aia cu 4 plusuri. Așa că e momentul dacă vreți să vă luați cărți. Și sunt tare curioasă pentru că simt în mine nevoia de a citi genul ăsta de cărți și simt nevoia de informație și sunt foarte fericită că am dat peste genul ăsta de informații de care aveam nevoie la momentul în care mă aflam. Anyway, m-am întins, v-am povestit, v-am arătat, v-am zis. Pentru că e destul de târziu acum și pentru că în clipul ăsta am vrut să fac mai mult un fel de mise à jour. Adică un update, adică o punere la curent cu ce s-a întâmplat cu viața mea și cu tot ce am făcut eu până acum. De am lipsit și nu sunt încă 100% pe treabă. A fost cu bune, a fost cu rele, a fost cu și un pic mai rele decât rele, dar zic eu că momentan suntem pe drumul cel bun și sper eu să fiu ok de aici încolo și să ajung odată la școală, n-am crezut să zic asta vreodată, dar iată-mă că o spun și să pot să merg pe drumul ăsta al imaginii așa cum îmi doresc, pentru că ce se vede în față, eu zic că e frumos și cred că o să aveți și voi ce să vedeți. Așa că nu uitați, nu o să vă zic asta în fiecare zi, dar vă zic acum că nu ne-am mai văzut de mult, căutați-mă și urmăriți-mă și pe Instagram, pentru că o să vedeți și ce poze am tot făcut în perioada asta și o să vă placă. Zic eu că o să vă placă, urmează niște imagini foarte faine de la shooting-ul la care am fost acum 2 săptămâni și zic eu că o să fie fix pe modul de Crăciun. V-am pupat! Seară faină, ne vedem mâine și de mâine încolo în fiecare zi, sper eu, cu un nou clip și o să povestim, o să gătim, o să ieșim, o să ne plimbăm, o să facem tot ce facem noi în mod normal de Christmas time. Vă pup, să avem un decembrie minunat și mă bucur că m-am întors alături de voi. Pa, pa!